Eu sunt consultant în statul companiei Apocalypse. Referitorul nostru clasă de azi, eu am un pic emoție, e primul mânță clas, așa că vă rog, nu-ți dragi studenții. Eu o să mă stăle oricum să ofer informația care am pregătit-o și eu cred că eu o să fie tot. Așa, deci, noi îți vorbim mai mult de piața de mărfuri, pe zi ce trece, devine tot mai popular, mai ales instrumente, precum ar fi petrol și natural gaz, dar și mai, înainte mai mulți tranzacționat pe piața de capital, precum ar fi S&P și CAC 40, de când au schimbat de la 1 la 1 lot, deja mai puțin intră pe aceste instrumente și au trecut majoritatea la piața de mărfuri. Deci, voi ați observat ultima perioadă tot mai mult este influențat fundamental și probabil toți urmăresc, mai ales cei care au tranzacții deschise pe aceste instrumente, urmăresc situația care e tensionată, care este acum între Ucraina și Rusia. De asta, nu vreau ca numai noi să povestim ceva, pentru că până la urmă asta este masterclass, nu a venit la lecție, gata, foarte practic s-a finisat. De asta, vreau să fie cât mai interactiv. Vreau să acordați întrebări, am să vă acord eu, atunci o să răspundeți. Așa. Deci, haideți să vedem. Cine totuși transmite pe loc? Demo. Așa, este. Așa, tot demo. Dar vă place, da? Cum să înțeleg? Vă place. Bine. Ce cunoaștem noi despre situația de Rusia? Haideți așa. Să începem cu aceasta. Majoritatea acum așteaptă sancțiunile. Cum crezi? O să fie totuși sancționată Rusia? Este ea pregătită, nu este, ce o să se întâmple cu gaz natural, spre exemplu, ați observat acum petrolul crește și crește frumos și contează totuși analiza fundamentală sau noi mai mult ne conducem după analiza tehnică. Iată, noi despre aceasta astăzi o să vorbim. Putem noi să gândim cu trei pași înaintea petrolului, înaintea pieței în general, cum credeți? Cu trei sau cu cinci? Nu? Da sau nu? Da. Cel mai interesant, Fredric Pereau spun că da. Dar ce e pe demo? Spun că nu. Așa, ok. Deci, cum credeți voi? Ce părere aveți voi despre situația care este acum? Nu mai mult o dată, vă rog frumos, câte unul. Mi-e pare că pot să uită la știri și cam tensionată situația, adică nu știu și ce a să fie mai departe. E cum un pas care a făcut Rusia, ca noi acum, datorită pasului ăsta, toți, la întrebări, așteaptă sancțiunile, să vadă care și ce sancțiuni aș spune, pentru că eu am auzit-o mă pe Anglia, împotriva la niște capitaluri rusești, blocat, pentru că în prima țară care a pus sancțiuni și nu știu ce pe mai. Așa, deci acum despre ce merge vorba? Merge vorba de Europa și Statele Unite. Că ei totuși vor să pună sancțiuni Rusiei, numai că, haideți să ne aducem aminte din anul 2014, când s-au proclamat independente Donetsk și Lugansk. Deci atunci Statele Unite la fel au pus sancțiuni, numai că atunci Rusia nu era pregătită. Așa, numai că acum deja, cum crezi, Rusia o să fie pregătit pentru aceste sancțiuni? Da, ei acum deja sunt pregătiți, exact. Și cel mai interesant că Germania este cel mai mare primitor de gaze naturale și petrol, de așa cum și Statele Unite, la fel. Dacă vedeți locuri, dacă și o să completăm cu scaunile. Iată aici mai este o opțiune. Dacă atunci Rusia nu era pregătită pentru a ține piept acestor sancțiuni, pentru că a provocat o criză enormă, ce ține de plan economic și financiar, acum însă ei deja sunt pregătiți. Și cel mai interesant că, dacă sincer, după toate informațiile care sunt oferite, în general, în Europa sunt foarte multe companii care se află pe teritoriul Rusiei și lor nu le este confinat în practic deloc să le pună sancțiuni. Pentru că cel mai interesant, Germania este cel mai mare, cum și-am spus, el e cel mai mult petrol și natural gaz.
Chiar și Statele Unite se alimentează cu stocuri de țesei din Rusia. Păi cum credeți toți? O să fie aceste sancțiuni? O să fie, dar nu o să fie așa... Atât de dure? Păi ei spun că o să fie dure și mai dure decât în 2014. Eu vedem că cum ați spus, credem. Probabil la televizor o să spui că sunt. O să fie. Da? Și toți traderii repede să înceapă cumpăra, să intre în capcana pieții. O să fie volatilitate, asta nu tot o văzut, așa, o să așa, o să fie volatilitate. Cum crezi, prețul la ce, la petrolul, la ce, la care o să ajungă? La cât, mai corect? Îl așteptăm în bai sau în zău? Bai, te-am înțeles, sunt și 120, trebuie să știu. Așa, la 120. Ok, posibil, cel puțin până la prețul 100, noi îl așteptăm. Așa, bine, dar... Și cu primăvirea sunt 120, așa timp. Am înțeles eu, dintr-o așa informație care, nu știu cât e corectă, tot e o știre din internet. În orice caz, câteva care le-am citit la gând și aproximativ, dacă eu am citit în decembrie pentru februarie, februarie acolo era scris 78 și ceva, dar eu le-am trecut în februarie 78. Cum eu le spuneam la traderii mei, acum e moment cel mai potrivit pentru a cumpăra petrolul. Acum, de ce? Pentru că el o să crească, chiar dacă o să ajungă la 120 până la 100. Câți puncte sunt? Care e potențialul până la 100? Ați făcut acasă să vedeți calculele? Eu cum am nici nu știu, de ce să am pus credeți? O zonă ceva este? Nu știu. Așa, deci eu cum am calculat pe Brent, este un potențial de vreo 6 și ceva de puncte. Vorbeam într-o zi cu niște traderi și îmi spun atât de tare îmi pare rău că n-am prins petrolul când a căzut după coronavirus. Iar atunci era potențialul să-l prindem de la cel mai micut preț. Și cu adăugături. Așa, și cu metoda adăugării. Dar, da, este acum, dacă într-adevăr sunt totuși pus, o să fie aceste sancțiuni puse, petrolul o să crească. O să crească enorm și noi acum avem posibilitatea aceasta să prindem la prețul cel mai micut pentru o perioadă mai îndelungată. Pentru că noi cunoaștem, sunt noutăți care influențează mai puțin prețul, adică cel puțin o zi, două, dar sunt noutăți care evenimente care influențează și schimbă tendința prețului. Respectiv, aceasta noi am avut de văzut în evenimentele istorice. Noi acum o să abordăm aceste evenimente, o să vedem cum a influențat prețul și împreună o să vedem, oare totuși contează analiza fundamentală sau noi totuși ne conduce mai mult după analiza tehnică. Iată părerea voastră, cum credeți voi? E mai bine totuși fundamentalul sau totuși tehnic? Ambele. Așa. Prețul este deja inclus în grafic? Da. Este. Cel mai interesant, chiar dacă luăm când el a căzut la coronavirus, unii traderi spuneau, ei, dacă noi n-am știut, dar dacă o să întâmple asta și acum, spre exemplu, prețul brusc să-și schimbe tendința. Noi, ca traderi, noi doar cunoaștem analiza tehnică, noi cunoaștem semnale de inversare, tendinții. Noi ce, nu putem să vedem cât într-adevăr prețul se întoarce? Ne trezim noi peste noapte cu mișcări de sute de mii de puncte? Nu, piața pe noi ne înștiințează. Același lucru când a fost explozia de pe nava aceasta cu săptămâni, cu două săptămâni în urmă. Prețul s-a transformat în flăt. Noi acum să analizăm acest moment și grafice. El a fost în flăt timp de o săptămână. Piața pe noi ne-a pregătit. Noi știam că o să fie o explozie? Nu. Dar graficul acesta nou ne arăta. Pur și simplu ori ne-a mânat, iată și poftim, fă profit. Domnul Andrei, dumneavoastră, da. Deci vorbeam de sancțiuni, da? Acum în Marea Britanie, foarte progresiv, aș spune, vrea să țineze asupra Federației Rusie. Totuși, nu ne arată, mai bine zis, cazurile care au fost mai înainte, da, asupra sancțiunilor, sancțiunile date pe ruși, într-un fel, nu, nici nu încălzau, nici nu răceau. Adică părul era cam indiferent. În schimb, s-a deprins, da, problema este alta, că, iată, dacă spun Germania, da,
так спомнят, чи не має там фінансово пов'язано травму? Так. Ще чим шкарю по такому? Ну, інтересантів ваш час. Адіка, Германія, міністеру Германії, і швидко декларацію спускати, який нос терміти, як Nord Stream 2, як Северний поток 2, держас інтрі у Платарі. Я у него, мы с мужем вчера Елена, я у него и факт ему и газ натурал, и петрол, и интерзык. А так он говорит, ты че? А то дорогор в свои минус. Че интерзык? Ну и не дочь Макаса. Каскад петрол. Так вот так интерзычи, делал термины, что приду до полочка, что сейчас. И он садился с этой. А ты ж клар, конструктив пост, тот есть, и дар. Пен кандидат яйца. Детка автомобилы конструит, фрумос, ингаркат, да, кейлин, бля. Стелла Паттен Малей. Стелла Бригадешня. Кейлин это будет. Я с мной, экземпл, Ярна, да, Франаиди Ярна. Но не фатим, как я была провизии. Фикса, что ж, европейни. Я у провизии, практику для Куди Ярна. Шаку мне кодос гендяску. Окей, аку мы носим тем термич, но я вем, пыны кэнд газу натурал, а шак не навим не бой. Но я навим не бой, иди, иди. Цель не рябушу, что Дмит. Но с кем, жители Франции, да, Dacă el a încercat să ducă tratative cu Vladimir Putin, dar totuși tratativele date nu au ajuns la practică nimic eficient. De asta își spuneam, adică prețurile acum o să fie influențate atât din punct de vedere fundamental, dar și tehnic. Deja tehnic, să vă arăt la final, ce de ce e interesant. Vreau să întreb dacă au zis cineva de Alan Andrews. Bun, să nu cam și copoziția. La fel și președintele Turciei, da? El tot ține poziția că conflictele care sunt acum între Rusia și Ucraina. În general, pentru majoritatea din noi, chestia asta cu Rusia și Ucraina, noi nu prea înțelegem. De ce sunt lupte, care este situația, pentru ce cineva a înțeles concret de ce merge chestia asta. Bun, care înțeles? Teritoriile, da. Da, dar Rusia nu are teritorii. Au interes acolo. Ну, это свои базы НАТО на побеге границы Руси. Пои, сунты в Полонии, сунты в Румынии. Да, 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 они крем, да, попыня. Путинские были в территории Милона. А то ничего вес, это очень интересно. Она интересует. А то спыня, ну, а пропоны, печи, а хума, ну, и ее, и колька базы, и не ездим в Полонии. Păi dacă le răsuf, mă spune, hai să spunem așa. Nu, 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 pur și simplu ei s-au pregătit acum, ei vor să poate ceva istoric, am înțeles. Păi că acum e 100 de ani de la Sovietski Sajuz, sau cum și greu, acum au pus bazele în Belorusia, au pus în Kazahstan, s-au făcut ceva, acum au luat Lugansk, și se gândesc să ajungă în Brezistrovia, așa pe mai... Din punct de vedere strategic, un război nu e convenabil pentru nimic. Chiar deloc. Rubla rusească a atins, adică punctul de 80 de dolari. Deci, scuze, 80 de rubli pentru un dolar. Adică, nu este convenabil. La fel și acțiunile la companiile ruse, la fel căzut. Sancțiunile care au fost aplicate, la fel, au fost interzicere la 27 de persoane fizice, da? Și deja la careva bănci, ca să poată intra în Uniunea Europeană. Interesant. Nici la SWIFT, nu atingă la SWIFT. Dacă îi deconectează de la SWIFT, asta e catastrofă pentru noi. Pentru cine nu știe, programa SWIFT, da? Adică ea menține ceea ce ține de conturi bancare. Adică, în general, cum merge banca, ea merge prin programa dată. Și în cazul în care, totuși, SUA se decide să oprească programa dată, adică băncile rusă, ca toate, serverele lor nu o să reușească să țină toată informația care este. Așa că, nu știu, eu, de exemplu, nu cred că eu să-l reconecteze, pentru că nu-i sens. Dar ce este legat de Bitcoin? Vă duc cineva căderea? Da. Pentru că Rusia s-a făcut mai mult. Mulți mai iese. Bun, sunt mulți mai iese. Dar de ce a căzut prețul dacă sunt mai iese? Așa, unde apropo și interzis. Foarte corect. S-a interzis. Rușii au înțeles că sunt interzici, că nu se primește întotdeauna. Așa că a început să taxeze. Orice operațiune care este făcută în Bitcoin, cumpărare, vânzare sau mining, dacă nu sunteți investitori
calificat, dar chestia asta care a spus-o e cu investitor calificat nu este explicată deloc. Trebuie să treci poate un test, poate trebuie să dai examene, poate altceva trebuie să faci. Nu, trebuie să fii investitor calificat. Și atunci deja îți permite să investești în criptomonede. Dacă nu ești investitor calificat, poți să investești până la 50 de mii de rupe, nu mai mult. Dar dacă încalci deja regulile date, amenzile sunt destul de bune. Pentru persoanele juridice până la 1 milion de ruble, pentru persoanele fizice până la 300 de mii de rupe. Pentru mining? Pentru mining, pentru că ați vândut sau ați cumpărat Bitcoin. Nu putem controla de tot, încercăm măcar să-l puțin. La 300 de euro. Dar eu încercat să-l puțin. De asta și-a fost o cădere de termen. Dar, referitor la căderea dată, atunci la noi pe grafic s-a format și vârf dublu. Adică analiza tehnică ne-a preîntâmpinat de chestia asta. Doar noi trebuie să așteptăm confirmare și să. Chiar vineri vorbeam cu traderii și le arătam adică, ce o să fie cu Bitcoin. Și le-am spus, vezi, vindem asta. Azi vindem. Nu o să fac. De fapt, noi dacă să vorbim, ne-am apătut un pic de la Elon Petrolul, am ajuns la Bitcoin. Dacă să vorbim de Bitcoin, să-l vedem încă de 2 săptămâni în urmă. Pentru că a fost un impuls puternic, după care noi ne-am așteptat la o colegi și deja toți noi cunoaștem de Fibonacci. Foarte simplu, numai că traderii care au deschis s-au grăbit să deschidă poziții de vânzare, precum ar fi, intru și eu prin traderii aceia, pentru că de mult îl aștept în sel, un pic am avut de așteptat. Dar într-adevăr, tehnic a mers? A mers tehnic? Da, sigur! Prețul deja este inclus în grafic și voi asta acum o să vedeți când o să analizăm mai mult grafic. Cum voi credeți, toată situația care se formează acum, toată tensiunea aceasta dintre Statele Unite, Ucraina, Rusia, ar putea să fie o mișcare politică până la urmă ca să manipuleze cu prețurile? Și pentru ce lor asta le trebuie? Ne-ar putea pe noi afecta toate momentele date. Pe mine un trader mă întreabă, fac lecții cu o doamnă, doamna în cauză este un pic departe de tot domeniul dat și îmi spune Elena, soțul meu are prieteni în Ucraina și i-au spus acolo care este situația, atât de tare s-a speriat și spune, dar dacă se întâmplă tot și să fie război, o să fie cumva afectat double case, o să fie cumva afectat Peleron, ce o să se întâmple cu contul meu? Cum credeți, iată, părerea voastră, ca expert deja, pentru că avem și traderi pe real aici, avem traderi cu experiență, avem acei care deja sunt pe piața internațională, cum credeți, toată situația care este acum, ne afectează depozitele noastre? Poate să se întâmple ceva cu ele? Peleronul, pe faliment, cumva? Nu. Dar voi să nu spună sancțiunea pe Peleron? Eu vreau ca voi să înțelegeți cu cei care sunt pe real, evident că voi zâmbiți, e clar că e absurd. Cei care sunt pe demo, vreau să înțelegeți un moment. Peleronul nu poate să dea faliment. Este piața internațională, sunt toate mișcările date, toate mișcările politice, indiferent din care parte. Pentru noi, traderii, aceasta ne poate să ne afecteze într-o oricare măsură pe noi. Eu când eram la partea teoretică, mi-aduc aminte și acum cu părintele consultantului, i-a spus în felul următor, traderii sunt ca niște speculanți, ei sunt pe piața internațională, noi, indiferent de situația care nu sunt, noi nu putem să schimbăm nimic, noi să vrem, că nu putem, dai trist. Nu poți să te bucuri de situația care este acum, nu poți să te bucuri fizic, nu poți. Dar nouă ne încurc ceva să facem profit de pe asta. Eu deseori le spun la trader, la fel printre primele lecții, zic, orice eveniment, orice mișcare face fluctuații pe piață. Vreți, profitați. Nu vreți, nu profitați. Dacă vă simțiți vinovați undeva. Dar noi nu putem să schimbăm nimic. De asta, scopul nostru, care este? Să facem bani. Exact. Și indiferent ce nu s-ar întâmpla, noi oricum putem să facem aceasta.
numai că depinde deja de semnalele care noi le vedem. În mare parte sunt trezeri care se conduc după analiza fundamentală, sunt cei care se conduc după analiza tehnică. Eu fiind trader tehnic, la fel îi educ, spunem așa, și pe traderii mei, pentru că de câți ani deja tranzacționez, de câți ani lucrez în domeniul ăsta, am observat un singur lucru. Totul deja este inclus în preț. Și analiza tehnică, practic, este mai, nu că mai importantă, dar mai vizibilă și mai ușor decât fundamental. De când sunt toate mișcările dai, foarte mulți traderi vorbesc despre asta, o duc în sus, o duc în jos, buy, sell, ce să fac, să aștept noutatea, să nu aștept noutatea, dar tu cum crezi, o duc în sus, iată momente dati. Toate momentele acestea te duc numai în eroare. Cel mai interesant că, da, noi de fundamental ținem cont. Într-adevăr, noi este foarte important, mai ales dacă noi avem tranzacții active, noi ținem cont. Să le închidem, să nu le închidem, o să fie inversare, ne asigurăm și tot așa mai departe. Dar semnalele sunt foarte vizibile după analiza tehnică. Și astăzi, noi împreună cu colegul meu, o să vă oferim două tipuri de strategii, și anume pe petrol și pe natural gas. Voi după ce strategii vă folosiți sau pe care le puneți în acțiune, anume cât faceți profit pe petrol. Scalpi nu faci nimic? Haideți, faci ceva profit pe petrol. După cât am înțeles că da. Da. Așa, ce strategii folosim? Noi nu o să vă le furăm. De asta puteți să vă împărțiți. Ce strategii voi folosiți? Așa, că n-am timp să stau, fac în fiecare lună, n-ai cu versul. E just să buy the books, kid and kid. Ai interesant, nu știu. Da. Așa. Când n-am timp, e cum am orientez la distanță mai mare. Așa. Trend nivele până la urmă. Ok, încă. Noi indicatoare, tot transnivele. Noi suntem începători, abia încă nu suntem. Dar nu orientez. Stohastic. Stohastic, așa. Cine mai folosește stohastic pe petrol? Stohastic. În minute, când faci scalp, numai după stohastic. Numai după stohastic, interesant. Așa. Încă mai folosești cineva ceva indicator noi care nu s-au trecut la partea practică? Cum să înțeleg că nu, da? Sau cuiva îi se crez și nu vrea să se împartă. Nu, eu trebuiesc pe rigoritate, dar eu cu volumul stocastic și pe Fibonacci, ce tot așa. Fibonacci, așa, nu Fibonacci, îl vrei, nu vrei, el merge pe toate instrumentele, Fibonacci, pe regla traderului, și tot așa mai departe. Ce vreau eu aici să închid totuși ce ține de situația fundamentală? Dacă să luăm așa, nu știu, ați observat voi sau nu, într-o oarecare măsură, Rusia un pic își bate joc de Ucraina. Nu știu, ați auzit voi expresia lui Vladimir Putin? Nravița, ne nravița, e prima mea crasavită, da? De asta, mișcări mereu o să fie, anume vorbind de politic. Conflicte mereu o să fie, vrem asta sau nu vrem. Sperăm tot, știri o să avem, într-adevăr, fundamental o să avem. Așa, important să nu ne fie frică. Cum spunea Buffett, este o frază lui foarte interesantă, când toți se lăcomiesc, noi ne abținem. Aici vorbim de capcana pieței. Atunci când toți spun, da, o să fie sancțiuni, repede toți cumpărăm. Și când trece acolo, după noutatea aceasta, apare o altă noutate, totuși a fost un compromis, sancțiuni nu o să fie, după care prețul brusc înapoi cai. Iată, asta se numește capcană. Și noi, fiind traderi, noi trebuie să știm cum să nu intrăm în această capcană, cum să nu nimerim în ea. De asta noi o să abordăm astăzi să vedem cum totuși prețul este influențat, anume la noutăți. Deci, până aici, sunt întrebări? Nu sunt întrebări. Așa. Care noutăți mai importante noi le urmărim pe petrol? Petrol, natural gaz, la ce noi tragem atenția? Haideți. Traderii cu experiență ei deja cunosc. Cât sunt rezerve? Cât se extrage?
Așa, are 10 de pe tot. Așa, 10. Așa, noi în primul rând avem noutate în toată miercurea la orele 17:30, ce ține de stocurile de țiței, da? Rezervele de petrol. Cum noi tranzacționăm la această noutate? De ce strategii ne folosim? Folosim vreo strategie sau nu folosim strategie? Eu cred că se micșorează rezerva, petrolul, ieri chem. Așa. Putem să ne conducem numai după fundamental, iată, așteptăm noutatea, ne conducem după toți analiștii financiari care vorbesc, sunt publicați pe toate rețelele de socializare și tot așa mai departe. Sau noi totuși avem o strategie aparte pe care noi o folosim independent. Trebuie să putem așa bani și să ne analizăm. La ce pe noi ne ajută analiștii? Ia părerea de lor și experiența lor. Iau părerea lor și experiența lor. Noi suntem traderi. Avem experiența noastră, da. Traderul nu poate... Sau că e trader începător, sau că e trader cu experiență, el are tot aceleași cunoștințe. Da, pur și simplu, experiența vă face mai încrezut pe piață. Ceea ce, de fapt, contează foarte mult. Dar, la nivel de cunoștințe, e tot aceeași. Voi trebuie să înțelegeți un moment. Vreau să vă dau un exemplu și exemplul ăsta, de fapt, nu l-am avut numai eu, dar l-am auzit la mai mulți colegi. De regulă, atunci când traderul se conduce în mare parte după fundamental și citește toate noutățile și aceasta am observat, apropo, mai mult la partea bărbătească. Așa, exact. Vine traderul și încep să-mi spune, iată, dar Rusia ce-a făcut, iată Statele Unite ce-a făcut, iată Ucraina ce-a făcut, aceea, de acolo, zic, stop. Ok, hai să analizăm un pic tehnic. Toată informația care noi am împărțit-o și mie o punem undeva într-o parte și noi am analizat tehnic, foarte simplu. Înainte de noutate, pur și simplu s-a format incertitudine. Corect? Înainte, noutăți formează încerturile. Cât de simplu contează unde o străbat prețul? Contează sau nu? Nu contează. E plasat ordinea mâna de buy stop, sau stop, poftim, fă profit. Unde o străbat, acolo îi faci profit. Luați domeniul ăsta cât mai simplu. Nu vă complicați. E bine să urmărim. El trebuie de urmărit, într-adevăr, pentru dezvoltarea noastră. Ca analiști, ca trader, pentru trader, până la urmă, și analist, și investitor, și toate categoriile intră într-o singură persoană. Dar, anume la acțiuni, de fapt, e foarte simplu. Și iată, noi acuși o să vedem cum a influențat pe grafic toate noutățile. Și voi o să vedeți. Așa. Deci, o să-l deschidem pe brand. O să începem cu ce noutăți noi acolo avem? Despre Obiect Plus. Cunoaște cineva ce reprezintă? Nu. Nu? Obiect Plus. Țările. Da? Cele mai mari țări care au petrol, care extragă petrol. Da? Și adică ei deja, da, spunem așa, ei rezolvă soarta sau mai bine să decid soarta, dacă o să fac mai mult sau mai puțin. Iată când a fost pandemia, atunci, adică, toți cunoaște, da? Că să închizi o sondă, e mult mai scump decât să o întreții minimal, sau să deschizi alta nouă. Adică, toate problemele date sau toate întrebările date, deja le rezolvă obiectul. Până acum era și Rusia în Obiect Plus, dar din cauza nerespectărilor careva reguli, au fost deja scoase. Că au rămas doar statele puternice din SUA, China, Arabia Saudită, și încă două țări. Iran, da, Iran, Irak. Unde sunt foarte multe rezerve de petrol. Iată, acum e interesant deja ce, cui parte o să iei Iranul. Dar ei tot scot petrol. Și situația care este acum, deja o să vedem ce astea nu mai se publică o noutate cu sancțiuni nici ține de Iran, gata, prețul brusc, sus în jos, sus în jos. E foarte bine. Foarte bine că noi ne oferă piața astfel de posibilități de a face profit. Deci pe 22 aprilie 2020, atunci a fost urgență organizat la OPEC Plus. Cum credeți?
Din cauza la cine? Ok, haideți să o facem în felul următor. O să începem mai întâi de toate cu noutatea care a fost ce ține de coronavirus. Așa. Deci, după care deja o să analizăm în perioada mai scurtă deja când au fost mișcările la OPEC. Da? Pentru că vrei, nu vrei, noi avem mai întâi de toate să analizăm acele care au avut o influență mult mai mare. Așa, haideți să vedem totuși la petrol. Când prețul a început să cadă, iată la aici, la coronavirus, avem noi un semnal tehnic că el tinde să cadă. Vorbim de dăia. Așa, deci noi avem, el spete clar că aici este un cap umed. Noi puteam în mare parte să deschidem poziții de vânzare, neștiind ce este fundamental. Da, mai departe. Așa, la retestare aici s-a format un vârf dublu inversat care nu ne arată deja prețul tinde să facă o corecție. Așa, mai departe. Aici deja traderii, nu putem să spunem că cineva a avut de pierdut la gâp. Nu putem să spunem. De ce? Pentru traderii deja aveau poziții de vânzare, practic. După analiza tehnică. Acum noi în daily vedem doar un impuls, dar în H1, H4 sunt mișcări foarte interesante. Adică unde ți-ai permiți să folosești nu numai că o singură tranzacție, dar și metoda adăugării. Așa, mai departe. Avem noi totuși semnale că prețul tinde să fie inversat, tendința se schimbă. Așa, deci, vârf dublu inversat, primul semnal a lucrat, foarte frumos a lucrat. A schimbat tendința? Nu, nu a schimbat. Ca strategie a lucrat, dar el nu a schimbat tendința. Noi cunoaștem figurile de schimb, nu mereu schimbă tendința. Ca strategie lucrează. Așa, iată aici. Deci următorul semnal avem iarăși un vârf dublu inversat. Iarăși nou ne arată că prețul tinde să fie schimbat. Au scuză traderii care au aici poziții de vânzare? Au scuză ei? Nu, pentru că ei sunt semnale tehnice. Asta exact așa. Noi cunoaștem că nu poate fi numai impuls și nu poate fi numai corecție. Asta exact când prețul, un euro a costat în 2015, câți lei? 27-20, au ajuns practic până la 30. Și atunci întrebau, să mai cumpărăm? Nu, dacă n-ai cumpărat până acum, gata, nu mai cumpărat, deja este târziu. Exact și aici, noi cunoaștem, a fost semnal, gata. Deja ne orientăm la creștere. Așa. Deci, mai departe, ești deja tehnic. Primul semnal de ieșire de pe piață, asta unde la noi a fost? Unde noi putem spune, iată, gata, putem să ieșim de pe piață. Din pozițiile de cumpărare. La dublu. La dublu vârf? Noi cunoaștem că piața de mărfuri mereu, practic, tinde să găbul să fie acoperit. Așa, iată, pentru cei care la fel au fost într-un grup de trade, s-a abordat tema găpurilor. Dacă să vorbim de piața de capital, ele nu tind să se acopere. Puteți să nu așteptați, nu fiți naiv, că poți fi acoperit. Vorbim de piața de capital. Piața de mărfuri, de regulă, mai devreme sau mai târziu, se acoperă găpul, da. Așa, deci, primul semnal de ieșire de piață, iată-l este aici, după ce a acoperit găpul. După care deja trend clasic, frumos, perfect în sus, crescător. Așa, acum noi o să luăm pentru o perioadă mai scurtă de timp, deja mișcările la OPEC, care au fost într-adevăr, s-au evidențiat. Noi nu o să le numărăm pe toate, pentru că ele sunt foarte multe, dar le abordăm numai câteva. Așa, deci eu o să mă duc în perioada de fapt, ca așa multe, și dumneavoastră o să arătați depuși pe grafic. Da, Așa. La ora. Atunci, când am fost ora, atunci făceau ședință.
стояти undeva і aici. А 2 септември, да? Ага, ята. Deci, iată, mișcarea a fost în sus. Atunci, de când se duceau prototipii cu apel, țările care doreau să, să spunem așa, să depășească, da? Limita care a fost 400 de milioane de bari, dar apel, Iranul, Irakul, Arabia Saudită, ei nu doreau să scoată mai mult, cum vede, de ce? Dacă scoatem mai puțin, petrolul este mai puțin, ești mai scump. Dar, totuși s-au implicat SUA, da? Pentru că iau rezervele lor de petrol, dar ei, pe de strană, nu vor să folosească de dat acolo, puțin. Și, prin urmare, deci, aici am avut o creștere, da? Dar dacă te uităm din punct de vedere tehnic, după creșterea dată, iată. Da? Aici nu vedem nimic, corect? Nu ne faci cu ochii măcar. Am în vedere că adică chiar dacă din punct de vedere fundamental, adică OPEC-ul a influențat asupra creșterii petrolului, oricum, tehnic, noi am putut să facem profit. Dacă aici, de exemplu, nu am văzut vârful după cum, poate un vârf este un pic mai mare. Deja aici, scuză, nu avem. Putem făcut profit. Și chiar și gap-ul care a fost, oricum a fost în direcția noastră. Deja, după ce a fost gap-ul dat, adică după ce s-a oprit pic prețul la petrol, da? Deja ne orientăm mai departe după treabă. Cred că e ce plată la situația. În general, OPEC-ul, când ei duc tratative între ei, da? Adică atunci se formează volatilitate puternică pe piață. Atunci prețul începe sus, jos, sus, jos. Cât mai multe informații se dă o presie, da? Cât mai mult este deja influențat și prețul. Speculații. Ca și înainte de fiecare noutate, de regulă sunt noutăți. Eu de asta își spun, prețul de grafic vă formează, spre exemplu, un triunghi, vă formează incertitudine, dar toate rețelele de socializare apar într-una noutăți. Și trebuie trei punct noutățile date, ei deja se orientează, creează dispoziție. Iată, eu am să văd, ok, cel puțin asta este abordarea mea. Spre exemplu, eu când știu că este într-adevăr o noutate importantă, eu nu ascult, nu citesc, nu mă ascult. De ce? Pentru că atunci când tu începi să te informezi, automat îți creează dispoziție. Și tu vrei, nu vrei, îl aștept sau îmi pai, sau, adică îi dai o direcție. De asta mă limitez doar la ordinea mânate. Asta e exact aceeași situație când, spre exemplu, întrebi un trader. Ce părere ai despre natural gas, spre exemplu? Eu vă ce o să vă spun? O să vă spună o părere rece? Sau o să vă spun în funcție de ce tranzacție el are acolo. Așa, deci dacă el are săl, el o să spună, eu îl aștept în săl. Corect, o să aduc 1100 de argumente pentru că el îl așteaptă în săl. Exact același lucru dacă prețul va fi invers. De asta, înainte de noutate, da, e important, noi știm ce noutate. Dar nu recomand să citim toate părerile de pe internet. Noi avem părerea noastră, noi suntem analiști, noi știm cum trebuie să abordăm piața. Așa. Mai ca trader, da, ca analiști financiari, într-o carte am citit o expresie foarte și foarte interesantă. Oamenii mint, cifrele nu. Adică când iese noutate, chiar și la rezerve de petrol, dacă noutatea este pozitivă, logic, rolul se crează. Dacă e negativ, deja invers. De asta își spun, adică noi așteptăm noutate. Și mă spus domnul Elena, sau plăsăm ordine mânate, da? Sau deja, dacă n-am reușit, sau nu știu. N-am vrut să facem atunci profit, poate. Sunt și așa trader. De regulă, astfel traderii spun, atât de frumos o mers piața. De ce n-am deschis și eu tranzacții? M-am speriat. Sunt momente când voi, spre exemplu, aveți posibilitatea de deschideți tranzacții, dar nu le deschideți. De frică. Da. Da, și foarte des. De ce? Și atunci duci în direcția care trebuie. Da. Tot vorbeam cu trader și el îmi spune, Elena, iată, de fiecare când deschid tranzacții de cumpărare, ea îți duce invers. El duce în sell. De fiecare când deschid sell, el duce în buy. Și noi spun, uite, hai de facem un fel următor. Când tu deschid sell, spune mie că deschid buy. Și invers. Voi trebuie să înțelegeți un moment, iarăși,
сразу усудити процентів. Діносути ді транзакції, каріноли ді скидів, обсєч ся дукам профіт, до узєч дукам мінус. Шак ті зєч обсєч, кьот паспі обсєчіш, кьот паспі но узєч. Натрати вверх паць фія часна. Но мен трей друг пачет, скиди до три транзакції, паць кьот паць три дукам мінус, гата, стратегія сама лукляза. Нєм требуй ал стратегії. Я у стратегии лател. Скиди 2-3 транзакции, веди, что не прелуглязат. Но, мне требуют алт стратегии. И дин флуаре в флуаре, дин стратегии на стратегии, я înțелеч. Да я не могу транзакционист. Ну, я не имею доминию, да. De fapt, astfel de трейдер sunt mai puțin. De regulă, ce se întâmplă? Stau în acte. De ce? Pentru că nu este încrederea. Ai o стратегия, ai încredere în ea. Eu aici dau exemplu sportivul. Care sportiv e mai de succes? Acel care folosește 100 de elemente sau care folosește un singur element de 100 de ori? Unu. Așa. Fix așa și aici. Luați, încă o dată vă spun, domeniul ăsta nu-i greu. Iată, vin trader și... Dați vă dau un gaz, un exemplu. Un trader începător. Iată, voi iubiți, spuneți, sunteți începători. Asta am observat la fiecare. Începem de răspundere. Da, exact. Elena, eu am... Asta, nu, eu știu, sunt începătoare. Eu încă nu cunosc tot. Și ea îmi spune, Elena, da, tot trader începător, haideți, vă rog, nu mult, 5 minute, o să facem analiza tranzacțiilor și dumneavoastră să-mi spuneți părerea. Sunteți de acord sau nu? Nu mai, nu mult, instrumente, 5-6 instrumente. Zic, ok, haideți. Încep ea să mă povestească. Așa, luăm instrument, dar tot așa cum am învățat-o. Desenăm trendul, plasăm nivelele. Iar dacă străbate nivelul ăsta, atunci bai, până unde? Până la următorul nivel. Dacă străbate deci, atunci să până unde? Până la următorul nivel. Sunteți de acord? Da. Ok. Următorul, exact aceeași situație, tot aceeași situație. Facem pauză de vreo 3 minute și îmi spunem... Și gata? Da, și gata. Nu trebuie să complicați. Cu cât e mai simplu strategia, cu atât e mai ușor pentru noi. Vine traderul la analiza tranzacțiilor, deschide calculatorul, acolo nu vedeam lumânările din indicatori. E corect asta? Nu, pentru că aveți multă informație și voi vă duceți în eroare. De asta eu și spuneam la traderi, cu cât timp trece, voi o să vedeți că vă limitați numai la strategie de bază, care trebuie și nivele și gata. Nu, ok, mai sunt care mai folosesc și alți indicatori care se îndrăgostesc de ei. Așa, sunt sigur că ați văzut îndrăgostiți de indicatorii care nu o să-i dă. Da, încă un moment, e important să-i puneți în gestiune, dacă voi nu o să-i puneți în gestiune, pur și simplu informația asta, spune-mă așa, o să fie în zadar. Măcar pe demo o să aveți care are posibilitatea să-i pună în dat pe real, dar după oferta care noi am organizat-o la final de masterclass, sunt sigură că majoritatea dintre voi o să pune pe real. Ok, mai departe. Eu am avut ocazia, să vin la multe masterclass-uri, mie îmi plăcea de cartosiera care era aici, povestea ceva nou, era interesant. Și am avut foarte multe, adică la fiecare masterclass, adică managerii încercau să dea strategii nouă. Adică careva jumate din trader sau, mă rog, 20, 30, 50% o aplicau. Adică lor era ceva nou interesant. Eu la fel asta făceam. Luam practic toți indicatorii, toate strategiile de scalping, de lungă durată, tot. Ajungeam acasă, o foloseam în 2 săptămâni până la următorul masterclass. Și la mine pe grafic tot se mulțau. Indicatorul nu! Dacă chiar v-a plăcut un indicator, sau nu știu, vă este interesant oarecare strategie, aplicați-o măcar o lună de zile. Măcar o lună, ca dumneavoastră să vedeți cum merge ea într-adevăr. Sunt indicatori care lucrează în tandem, da? Sunt indicatori care lucrează deja apart. Sunt mulți indicatori care i-am folosit, de exemplu, pentru scalping, da? Moving-ul folosim pentru scalping, Bollinger Bands-ul, nu știu, avem un indicator care să vă spunem, dar acela nu-i chiar pentru scalping. Adică erau multe strategii, într-adevăr multe, cunoștințe multe, dar le puneam toate la un loc. Nu faceți așa.
20 луна до максим, адică una e scurtă durată, una de lungă durată. Și deja reutilizați. Azi, nu știu, am mult am natural gas și am face cu ochii, vreau să transacționez pe eu, fac scale. Dar pe alte, exemplu valutar, am o strategie de lungă durată, dar care să ne aduc profit deja mai îndelungat, dar mai sigur. La Cristi, deci. Nu le amestecați. Așa, deci, următoarea noutate a fost la OPEC, prin data de... Iată, este 6 noiembrie, iar uitați-vă aici ce frumos. Aici, la fel, a fost decizie la OPEC. Ce observăm noi aici? În primul rând, rândul a fost deja descrescător. Sper, da? Rândul a fost descrescător. Ia uitați. Da. Așa. Și nu mai încercați, spuneți că tehnic nu lucrează. 920 de puncte. Asta vorbim de H1. Ce s-a format înainte de noutate? Incertitudine. Așa, el nici nu-i fel cum e ca un fel de triunghiuleț. E plasat ordinea mânate și automat fixez profitul. Puteau să fie aici traderi care aveau poziții de cumpărare. Da. Da? De unde? Iată exact așa spun și traderii. Eu nu știu de ce am deschis aici tranzacția. Eu nu știu după ce m-am orientat. După ce v-am orientat? Important e să faci analiza tranzacțiilor. Și iată atunci o să fie... Asta nu răspunde traderii, eu nu știu. Cât mai mult traderul își face analiza lui, cu atât mai ușor el vede unde se împiedică și după care deja nu mai caut pe aceeași greu. Așa. Deci, a fluctuat foarte frumos, dacă să vorbim de mișcarea aceasta. Așa, mai avem aici? Deja aici, când a fost COVID-ul, Omicron. Așa. Dați acolo ce a fost interesant, la fel din punct de vedere tehnic. Aici? Așa. Așa ce a fost joi, joi a fost, de fapt, miercuri, a fost obiectul, joi a fost notat atunci cu Omicronul. Și cel mai interesant, că noi toți stăteam și așteptam, că traderi scrie un chat, adică cum se face, ce se face, unde se meargă prietenul. Și am așteptat, am pus ordine mânate. Cel mai interesant a fost, că adică știrea, că nu a fost depistat atunci Omicronul în Africa, ea a fost de aici. Prețul un pic așteptat. Deja dimineața el a început brusc scadă. Adică știrea a fost, efectul a făcut puțin mai târziu. Noi toți atunci pe la orele 6, dar înainte pe cam acasă, când gândim, știrea este, efectul nu e. De ce? Ce s-a întâmplat? Și până la urmă efectul tot ce a fost și a fost tot bine. Un pic de da, dar ce efect? Așa, doriți să mai ducați ceva? Și deja cu canalul Suez. Trebuie să vedem că nu a fost blocat în apă, da, sigur. Atunci la fel a fost creșterea prețului, după care el încetșor a început să se oprească în flat. Pentru că deja după 6 zile, adică el a fost restabilit. Și atunci influența a fost undeva în 300 sau 400 de puncte, nu mai mult. Dar îmi aduci să aminte când asta a fost? Pe 23 martie. Așa, 23 martie. Făcut cineva profit atunci? Fără lucru. Aveam traderi care au făcut atunci profit. Sau toți uitau la navă cum îți faci. Nu știu să vă chestia. E cel mai tare îmi prea rău când eu am venit doar în timp pandemiei și atunci am pierdut mișcarea acestei frumoase de seara. Și mă gândim, ce n-am venit mai tine? Crălea. Iată și mișcarea. Aici a fost urmă la canalul Suedes. Cel mai interesant că el a fost într-o zi de sâmbătă, în weekend, și, de fapt, foarte repede s-au luat șarepa acțiuni și ne gândeam, de fapt, gata, dacă s-a rezolvat deja, s-a hotărât problema, nu o să mai fie nicio mișcare. Și, într-adevăr, aici, dacă se iei, el nu a fost de start. Deci, după care prețul s-a mai fluctuat un pic de flăți, dar, iarăși, uitați-vă cât de frumos a lucrat. Deci, avem tendință crescătoare, figură de schimb, iată, avem un vârf dublu. Micul, dar este. Și de aici, deja, poziții de vânzare. Mai ales pentru cei care se conduc după stocastică, aici noi mai avem, iarăși,
сигнали сибатского мозга возлагаются, чтобы мы сидим. Маша. НК, пойдем чего? А, а кумную встречу держала стратегии, чей рисун подъему, после дестав подъему, чей рисун триал, перял, где целикуни с нарцюни тяж перял, тут депинди ди скоп трейдеру. После заплата, ничего проблем, ле фолосить. Ну, майка, май ты детуаль требуем, а как следить стать, после того, на долу подъему, а вы советец, вы плачу, сам, аж. Deci, prima strategie o să vă prezinte domnul Andrei. Ea este o strategie mai pentru o perioadă îndelungată de timp. Dar o să ți-o sau mai întâi cu istoria merge. Ok. De asta și am întrebat la începutul masterclass-ului dacă cineva din dumneavoastră a auzit de Alan Andrews. Personalitatea dată, da? El a... Nu pe inventat. El a folosit bazele care de, erau în secolul XIX, da? Pentru a-și modifica o strategie tranzacționare. Și așa el a creat un instrument unic, care este în rând cu Fibonacci și cu alți guru al pieței. Apropo, știți cu guru pieței, nu, noi nu avem ceva. Trebuie să ne conducem dar după analiza noastră. În general, el a crescut într-o familie, spunem așa, de trader, da? Mama lui era deja trader, tatăl său avea o firmă de broker, adică el, practic, mic copil, era în picotații, contract futures, adică în tower și uși. Nu erau animale. De asta și spun, după ce și-a finisat studiile, da, ca inginer, el a mers pe urmele părinților săi și a început să învățineze la bursă. El era foarte timid din punct de vedere profesional, cât și personal. Prin ce asta s-a văzut, în anul 1920, da, el a ajuns la primul milion. Tranzacționând fie petrol, aur, adică piața marfară. De asta și strategia dată merge mai bine pe piețele marfare. Totuși, el era foarte timid. Nici vecinii lui nu știau ce s-au făcut de el, avea deja milioane. Dar nici nu vrea să spun la nimeni cum a ajuns acolo. Deja în anii 1960, el deja s-au oprit în tranzacționare, cred că au suficient bani, lucra ca profesor, da, la o universitate din Miami. Și atunci deja a decis să fac seminar pentru a dezvălui deja formula secretului său. Apropo, el în anii 1960-1970, participanții pieței, adică traderi, investitori, cumpărau o mică broșură, da, viața, care conținea doar 60 de pagini. Cum credeți că costa broșura aceea? Aproximativ. Anii 1960. 1900 de dolari pentru lucrat. Erau niște lecții... Vă imaginați totuși înainte cât de puțină informație era despre domeniul dat și acum, în schimb, cât e de simplu, cât e de ușor, noi avem foarte, foarte multe informații. La 1900 de dolari asta erau în banii lor? Da. Dolari americani, da. Nu, pur și simplu, este diferență de sumă. Da, ești de acord. Dolarii de atunci nu scăiește de amul. De ce? 1000 de atunci erau un lucru. Era ca milion. Chiar și dacă să luăm prin anii 2000, 1000 dolari erau bani grei. Cât costa o mașină? Prin anii 2000, spre exemplu. Prin anii 2000. Un apartament costa 7000 sau 10000 de euro. Dar cam costă 100. Da, dar mașina costa practic exact cât un apartament. Respectiv, banii altfel se, mai ales dacă vorbim de valut străină, în general era deficit, nu era la noi. Doar nu însă dacă specula... Cine sunt traderii, de fapt? Sunt acei speculatori care numai făceau fizic. Ei, practic, erau, pe dânsii căuta poliția, ăsta era interzis. Numai că acum noi deja nu mai stăm undeva la colțuri ascunse să schimbăm valut străină. Acum deja totul se face internațional, platforma internațională. La ce tehnologii noi totuși am ajuns și cât e de simplu. Și îmi pare foarte bine că noi totuși reușim să dezvoltăm domeniul acesta în Republica Moldova. Deci... Cum spuneam, el a creat un instrument, el se numește, pe rus el sunt mai frumos, Bill Anderson, pe română Furchil Anderson, care este
spunem așa, construcția sa, foarte simplă, da? El merge ca un tren, doar că are o linie mijlocie. Asta și se numește. Haideți să pur și să vă arăt cum ele se plasează și, în general, pentru ce avem nevoie de. Apropo, instrumentul dat, el se folosește mai mult la schimburi de tren. Și pur și o să vedeți de ce. Anume, schimburi de tendență. Da. E ceva similar cu... Deci eu am văzut ceva similar cu Fibonacci expansiune. Da, el merge similar, dar în cuș un pic mai... Deci și noi îl găsim la stafă, obiecte. Voi puteți să vă notați toate momentele date? Are nevoie cineva de pix? Aveți nevoie de pix? Este tot. Mai este? Acum și eu aduc ceva pixul și... Shopify. Așa, am înțeles. Ok. Și noi găsim aici la canal. Noi avem nevoie de trei puncte. Adică, iată aici noi avem un impuls puternic, da? Găsim punctul minim a impulsului, deci de unde a început el. După care deja punctul maxim. Cum am menționat, el se folosește mai mult deja după ce a avut loc. Impulsul, corecția. La fel ca Fibonacci expansiune. Dar de la un pic alt principiu de. Și el extinde. Așa. Deci pentru neapărat notați parametrii, intrările, ieșirile, fix foi, da? Fix foi. Așa. Acum vă pare că totul țineți în memorie, dar de fapt se uită. Deci este clar ce spune este curce. Da? Forma asta cum el o are. Deci cum spuneam, avem nevoie de primul punct, da? De punctul 1, după care deja așteptăm cum a fost finisarea impulsului. Burch Andrews, sau în engleză Pickford Andrews. Așa. Dar aici de ce avem nevoie de primul punct? Și acum o să explic când are loc deja schimbul acesta de tendință. Noi aici am avut deci am avut un trend descendent mic, da? El s-a finisat și deja s-a pornit un nou impuls, mai puternic. Deci iată, impulsul dat. Aici noi avem a doilea punct, adică finalul impulsului. Deja, noi ca să putem construi sau să plasăm acest instrument avem nevoie deja de treilea punct. Adică minimile care le-a creat el. Dacă, de exemplu, noi avem să plasăm aici, da? El încă nu este minim. Încă nu este minim. Adică corecția noastră încă nu a luat sfârșit. Și, deja iată, după ce am găsit al treilea punct, da? Ne orientăm mai departe la poziții de cumpărare. În primul rând, aici avem figura, care încă o dată ne confirmă, și deja după asta noi ne orientăm că prețul trebuie să ține între aceste două canale. La fel ca la trendul care îl cunoaștem noi, da? Deci, nivelul de suport, nivelul de rezistență și deja median. Aici el deja are patru, spunem așa, principii de lucru, cum el funcționează. Unul dintre principii este că prețul mereu tinde să atingă median, adică linia aceasta de mijloc, el mereu tinde spre ea. Adică în 80% din cazuri care au fost, prețul tinde să atingă această median. Noi nu știm concret ce este delicat, dar iată acest, la practică așa s-a dat. Iată, dacă să-l iai aici mereu ca și cum să tași la prețul de mijloc. Da. Dacă să iei orice activ pe perioada mai îndelungată de timp, deci noi vedem prețul maxim, minim. Dar până la urmă, el mereu tinde să atingă prețul de mijloc, să lătaie serighinca. Iată, aici exact același lucru putem să luăm și la Fibonacci. Avem media de aur a lui Fibonacci, da? Noi cunoaștem asta așa, e 1 și 8. Exact aceeași situație și pentru fiecare instrument, practic. Pur și simplu, adică noi nu putem deja să-l pasăm aici, da? Adică noi avem nevoie de cea mai joasă, cel mai jos punct, unde a ajuns prețul. Prin urmare, noi deja de aici cunoaștem că prețul tinde mereu spre linia de mijloc, da? Înseamnă că noi primul, sau mai bine zis, scopul nostru o să fie, iată, aici. Noi aici putem deja să combinăm strategia noastră.
Aici noi avem un IBM. La fel, adică noi putem să combinăm. Și deja merge al doilea principiu. El spune în felul următor. Dacă prețul ajunge la linia de mijloc, da? Și stă. Adică el ceva așteaptă. Noi momentan nu știm ce, dar el ceva așteaptă. Avem deja două cazuri. Da? Deci când el iese din flat, fie străbate linia și continui mai departe deja până la nivelul de rezistență, fie deja el se întoarce. La fel, la 70% din cazuri, când el se întoarce, asta nu ne arată un schimb de tendință. Aici nu este daily, da? Că la noi tendința este pe o perioadă delungată, dar dacă se trecem deja din daily în H4, H1, noi să vedem contradictor. Aici el a încercat să schimbe tendința, dar nu a reușit. Deja aici a fost... Da. Aici el practic fix a ajuns la linia noastră de medie. La medie, da. După care s-a retras. Aici noi putem să mai folosim deja și trendurile noastre care le cunoaștem singur. Da? Iată. Ca să înțelegeți corect, strategia dată, ea funcționează pe perioadă mai îndelungată, adică de la o lună, două, trei. Când o folosim în H1, H4, la fel, este mai mică, adică poate să duc rezultat deja în o lună, în jumătate de lună. Când o folosim în daily, da, ea ne aduce profit pe perioadă mult mai îndelungată, dar și profitul nostru este mult mai mare. Aici putem să ne orientăm deja și după metoda adăugării, adică aici noi vedem la fel acumulare de volum. Da? Adăugăm. Schimbăm tranzacții iarăși de buy, 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 buy. Până unde? Eu totuși cred, cum a spus și domnul Roman, a spus că prețul să ajungă deja până la 120, da? Indicatorul ăsta și ne arată. Deci, aici avem o atingere, a doua, a treia, aici eu încercat deja să atingă, nu reușit, și aici avem a patra atingere. Este clar? Adică prețul mereu tinde să ajungă la linia de mijloc. Și vă se observ foarte bine, anume când este respingere de la media mobil, el merge frumos. Adică semnalul prețios sau momentul de încare pe piață, noi practic putem să-l prindem anume de la media mobil. La fel aici după combinații de lunări.